Depp a vorbit despre sentimentele care le are față de Ella de la Puterea Dragostei. Ella s-a întors în casa Puterea Dragostei și a surprins pe toți prin atitudine și indiferența față de Jador, bărbatul pentru care intrase în competiție la începutul sezonului 2 și pentru care avea să verse lacrimi amare. Atunci când nimeni nu se aștepta, Ella a început să flirteze cu Ian Pusterp, despre care a spus că o atrage, în ciuda faptului că este o diferență de vârstă între ei. Mai mult, ea avea să întărească, prin comportamentul din show din această săptămână, declarația pe care a făcut-o, în urmă cu ceva vreme într-un live exclusiv pe Facebook-ul VoveBiz. Și acela că îl place pe carismaticul bărbat de mai mult timp. Ce a spus Ella de la Puterea Dragostei despre Ian Pusterp? Am fost chemată în emisiune încă din primul sezon, dar nu am dorit eu să particip atunci. Au fost mai multe lucruri de care am ținut cont. În plus, le-am spus producătorilor că nu sunt îndrăgostită de nimeni. Jador era în competiție, este adevărat, dar nu mi-a atras atenția mai deloc. Sincer, cel pentru care aș fi intrat, dacă aș fi intrat, ar fi fost Ian Pusterp, el mi se părea cel mai potrivit pentru mine, și chiar mi-a plăcut. Mai mult, noi facem parte din familii cu religii asemănătoare, cu aceleași restricții și cred că el mi-ar fi înțeles atitudinea, felul de a fi. Punctele ar fi realizat de ce eu aș fi fost mai reținută, ar fi știut de ce. Și destul am fost catalogată că aș fi falsă datorită acestui fel de a fi al meu. El sigur înțelegea că biserica mea m-a făcut să fiu așa. Totuși, nu am încercat nimic cu Ian Pusterp acum, îmi pare un pic rău, virgulă, a declarat Ella pentru VoveBiz. Ropunct Ian Pusterp îi dă lovitura de grație Ellei de la Puterea Dragostei. Este o fată bună și merită tot, dar nu se pune, deocamdată, problema unei relații. Din păcate, în aceste momente, bărbatul nu este la fel de receptiv. Mai mult, el a și spus câteva cuvinte despre bruneta din Cluj, pe care o consideră ca persoană. Ian Pusterp i-a dat lovitura de grație Ellei de la Puterea Dragostei prin felul în care a spus ce simte pentru ea. Există o oarecare conexiune între noi, este o fată bună și merită tot, dar nu se pune, deocamdată, problema unei relații. Nu știu. Virgulă a spus bărbatul care a menționat că i-a mai plăcut o fostă concurentă din casă, și anume.